Încerc și nu știu cu cât succes să recapitulez câteva momente ale iernii 2011-2012, iarnă care, întreagăt fie amintit, pe noi băimărenii nu ne-a afectat în mod tragic. Ba mai mult, ieșirile noastre prin împrejurimi, cei drept modeste la număr, s-au finalizat cu amintiri și imagini reconfortante. Tocmai pe acest motiv vă cer scuze, încât în această prezentație, materialul foto-video prezentat va fi în dezacord cu narația, care va încerca să reamintească unele momente tragice ale iernii, care în mod dezastros a afectat întreaga Europa, de la Murmansk până în Sicilia. Stau și mă gândesc cu un zâmbet șugubăț unde au dispărut în astea 3 luni, decembrie 2011 și ianuarie-februarie 2012, propagandiștii plătiți ai încălzirii globale, așa zișii vuvuzele ai apocalipsei și efectului de seră. Acum, în această tragică perioadă, care a afectat în mod diferit cam toată Europa, tipii și-au pus un lăcățel pe gură, după vechiul proverb, după care tăcerea e de aur. Doar meteorologii au încercat timide explicații, înșirând dovezi privind ciclicitatea fenomenelor. Într-adevăr, au mai fost ani, chiar cu ierni mai severe, și aici nu vreau să amintesc mediatizatul 1954, ci să spunem 1974, 1975-76, când în Maramureșul istoric zăpada ajunsese peste tot în ținut până în Strașini. Peste acest strat de 2,5-3 metri au mai venit săptămâni de geruri, când spiritul colorat din termometre indica în mod constant și în fiecare dimineață -20, -25 și chiar -27 grade Celsius. Interesant mi se pare azi că în acele vremuri nu am auzit de oameni decedați din cauza frigului, de animale pierite în grajduri sau de izolarea localităților. Fiecare gospodărie intra în iarnă cu cel puțin 15 metri sterți de lemn de foc și cu cămara de alimente plină cu porcării în adevăratul sens al cuvântului. Ei, grație vremurilor bune de acum, cred că ne-am domnit în mod excesiv. Și aici nu vorbesc de noi, ci de spațiul european în ansamblu, unde statisticile vorbesc de 4 decese atribuite gerului în Germania, 4 în Elveția, 28 în Algeria, 40 în Italia, 68 în Polonia, 140 în Ucraina și, vezi, Doamne, 86 în România. Girul năpraznic a coborât mercurul termometrelor până la -27 de grade Celsius în Germania, -37 grade Celsius în Elveția, -40 de grade Celsius în Finlanda și -32,5 grade Celsius în România, la întorsura Buzăului. În Italia a nins la Neapole. Au măsurat 70 cm grosime de zăpadă în Irpinia, în zona Triest
Vântul atinsese viteza de 130 de kilometri la oră, iar la Roma școlile s-au închis. La Sarajevo a căzut zăpadă de 2 metri. În Anglia, aeroportul Heathrow a contabilizat anularea a 60% din zboruri. La noi, Dunărea a fost înghețată în procent de 95%. Făurarul a debutat cu o chiciură datorată unei ploi subrăcite. Rapid ne-am îmbogățit cu o nouă expresie, freezing rain. După această mizerie au urmat ninsori abundente și viscolul. În primele zile ale lunii februarie, 200 de localități au rămas fără curent electric. S-au închis 2600 de școli. În 6 februarie, în 7 județe, toate drumurile naționale s-au închis. S-au înregistrat 1300 de solicitări la ambulanță din cauza gerului. La Gherăseni, județul Buzău, zăpada a ajuns până la acoperișuri. Persoanele decedate au rămas în casă zile de-a rândul, nefiind posibilă transportarea lor la capelă sau cimitir. Au fost situații când oamenii s-au salvat prin hornul casei. Viscolul a creat probleme în toată țara. Urgențele medicale au fost transportate cu elicoptere. Trenurile care mai circulau înregistrau întârzieri de 15 până la 20 de ore. Acceleratul a făcut de la București la Galați 20 de ore. În Moldova, utilajele de dezăpezire au rămas blocate în Troiene. În norocoasa zi de 13 februarie, autoritățile au anunțat izolarea completă a 120 de localități. În 3800 de școli s-a asistat învățământul și mai bine de 200 de trenuri au fost oprite. În județele Vrancea și Buzău s-a declarat starea de alertă, iar pentru eliberarea miilor de cetățeni prinși în strânsoarea zăpezii, au fost mobilizați mii de militari. 23 de localități au rămas fără curent zile întregi. Aprovizionarea cu alimentele de bază, inclusiv apa potabilă, a întâmpinat greutăți. Peste 60 de drumuri de rang național, inclusiv autostrada A2 între București-Fetești, au fost închise circulației. În data de 13 februarie, numărul decedaților din cauza iernii deosebit de severe a ajuns la 74. În 14 februarie s-au mai închis 28 de drumuri naționale și 8 linii feroviare, fiind anulate 413 trenuri. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat blocarea a 161 drumuri județene și izolarea totală a 259 de localități, dintre care în 31 liniile de energie electrică au fost căzute. Numărul victimelor a ajuns la 79. În 3 localități din Buzău a fost instituită starea de alertă. 4 elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la urgențele medicale. La ora 11:45 de minute erau 47 de cazuri medicale la care nu se putea interveni cu ambulanțe. În Cârligul Mare, din județul Buzău, o femeie a stat în casă 7 zile cu soțul său decedat. În a 7-a zi au reușit vecinii să dezăpăzească în jurul casei și să transporte decedatul la cimitir.
În 15 februarie, numărul deceselor cauzate de hipotermie s-a ridicat la 86. Peste 3.000 de școli au rămas închise. Numărul localităților izolate a ajuns la 225. Pentru județele Vrancea și Călăraș s-a donat peste 50.000 de tone de alimente și apă. În 16 februarie, la Baia Mare, s-au înregistrat primele temperaturi pozitive. La orele 14, termometrele indicau plus 2 grade Celsius, insuficiente să topească zăpada căzută cu o zi în urmă, de circa 30 de centimetri. Grosimea stratului de zăpadă în județul Maramureș era de 108 cm în zona Runcu, 100 cm în Cavnic, 87 de cm la Blidari, 46 cm în Baia Mare și 36 cm în Sighetul Marmației. În țară, aproximativ din 17 februarie, situația a început foarte încet să se normalizeze. Aici aș dori să mă opresc cu relatarea acestor momente neplăcute sau chiar tragice ale iernii și să descriu succint și imaginile prezentate, care, așa cum am amintit la început, apar într-o neconcordanță crasă cu narațiunea. Singura scuză, poate pardonabilă, este că doream foarte mult ca și părțile negative ale acestui anotimp să fie punctate. La începutul prezentării ați văzut imagini făcute în primele zile de an nou, pe traseul ce leagă pasul Gutin cu creasta Cocoșului. Vara, acest traseu se recomandă pensionarilor. Acum însă, după cum s-a arătat, în zăpada de aproape 1,5 metri, abia s-a putut înainta 2 km în urmele schiorilor până la panoul cu harta turistică din Poiana Boului. Apoi v-am delectat cu un șir de imagini de pe Valea Blidarului, unde pereți imenși cu țurțuri de gheață demonstrau intensitatea gerului. Și, în sfârșit, acum vă prezint superbe imagini dintr-o a treia excursie efectuată din stațiunea Izvoare pe Igniș. Și aici, noroc am avut cu snowmobiliștii, care au bătucit zăpada suficient să nu se rupă sub noi. Și așa, în multe puncte, zăpada a cedat și ne-am trezit afundați până la brâu. Acest traseu, vara în condiții optime, înseamnă cel mult o oră și jumătate. Până și persoanele nefamiliarizate cu mersul pe munte, în 2 ore ajung în vârful Ignișului. Noi, după 3 ore de efort, nu am ajuns în vârf și am fost nevoiți să abandonăm înaintarea pentru a ajunge în stațiune în timp util înainte de lăsarea serii. Am ajuns însă suficient de sus de unde ne-am putut delecta
cu superba panoramă spre munții Maramureșului, Rodnei, Gutinului, Țibleșului și apoi Mogoșa și Șatra Pintii. Iată-l acum adus în prim plan masivul Rodnei. Imediat în dreapta lui focalizez Gutinul cu creasta cocoșului. Apoi, în ultimul plan spre dreapta, se vede Țibleșul. Ne intră acum în imagine Mogoșa cu pârtia de schi și releele de televiziune din vârf. Și în final, o ultimă panoramare dinspre vârful Ignișului pe bazinul în ceață a Băii Mari.